Cristina Dragotă vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit la știri! Strada depoului din cartierul Sucevea-Nițcani arată precum o uliță a unui sat uitat de lume. Un telespectator Bucovina TV a dorit să aducă la cunoștința tuturor sucevenilor cum arată o stradă în secolul 21 plin de noroi dintr-un capăt în altul. Și asta pentru că în zona respectivă se lucrează. Încă de anul trecut din toamnă, pe strada depoului, au început lucrări de apă și canalizare. Câteva luni, muncitorii și-au văzut de treabă, au săpat, au executat lucrările necesare, dar în luna decembrie s-a oprit. Strada a rămas ca după bombardament, după cum afirmă un locuitor de pe strada depoului. Mai mult, ițcănenii spun că în perioada sărbătorilor de iarnă, o groapă de câțiva metri le-a blocat accesul în zonă. Dacă adulții se descurcă cum pot, problema apare la copiii care luptă zilnic cu noroi un drum spre școală. Disperați, oamenii caută ajutor la autoritățile locale. Strada depolului, cea mai importantă stradă din Nițcani, dat fiind faptul că aici afluiesc 5-6 străduțe, hai să le spunem ulițe, pentru că în condițiile în care trăim aici, fără apă, fără canalizare, aceste lucrări, abia acum fiind în execuție, nu putem să avem, spune că avem condiții de municipiu. De sărbători, aici, în fața dormitorului CFR-ului, am avut un crater adânc de peste 3 metri. Ne putem să ajungem acasă cu mașinile noastre, ca să nu mai spun riscurile la care erau expuși copiii pe timp de noapte sau vizibilitate redusă. Se puteau întâmpla accidente și am stat o lună de zile cu circulația pe această stradă a depoului închisă. De ce? Pentru că funcționarii primăriei nu au putut să controleze această firmă executantă de lucrări. Firmă care efectiv și-a bătut joc de noi. Eu o să meargă lumea, să sară peste garduri, uitați-vă și dumneavoastră ce e aici. Nu vin, vin și-au făcut un bătaie de joc, costă 4 leacă și-au plecat. Că au zis că nu-ți plătesc de 4 luni, nu le-au dat bani, nici nu mai vin. Trebuie să aducă niște refuz mari, să pui, să facă ca lumea, să poată circula. Uitați-vă, trebuie o salvare să vină să ajungă aici la o familie care moare. Cum ajunge? Pompieri, arde o casă. Pe unde? Zboară? Nu se poate, uitați. Neglijență, lipsă de respect pentru cetățeanul care plătește taxe și impozite de la stat. Pentru taxe imediat plătește, dacă nu, penalizări. Dar nouă condiții, a fost strada bună, asfalt. Uitați-vă ce a făcut din ea. Un alt locuitor al cartierului Ițcani afirmă cu durere că în 40 de ani de când este șofer și a bătut țara în lung și în lat, dar și alte țări, nicăieri nu a mai văzut o așa stradă a unui municipiu reședință de județ. Am fost pistitor, am fost și în Italia și m-am uitat pe câmpuri, pe dealuri. Erau asfaltate toate șoselele până la ultima casă. Aveau asfalt, canalizare, apă de ras. Noi suntem ultimul cartier, poate, din România, care nu există așa ceva. E ceva de nedescris, e greu. Nu-i satul sau o sat să fie și tot ar fi mai bine utilizat decât cum suntem noi. Vă mulțumesc! Oamenii nu vor să acuze, doar își doresc ca cei vinovați de această situație să plătească și până la urmă nu vor nici vinovați, doar o stradă curată, așa cum ar trebui să fie într-o țară europeană.